Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Vă salut cu multă bucurie, dragii mei prieteni. Data trecută, prin harul lui Dumnezeu, am revăzut câteva din semnele premergătoare revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. E adevărat, cu fiecare descoperire, inima noastră a fost puțin diferită funcție de semnul și mai ales de efectele uimitoare ale acestor semne. În această ocazie, încercăm să facem un pas mai înainte. Apocalipsa și războiul stelelor, în special în seara aceasta, vom vedea bătălia pentru tron. De aceea aș dori să dăm cortina la o parte și să urmărim ce se petrece de fapt în întregul univers. Vom descoperi un război al stelelor care întrece imaginația cea mai bogată. Acest război al lumilor este o bătălie uimitoare între îngerii cei buni și îngerii cei răi. Îngerii sunt ființe cerești, create inițial de Dumnezeu ca să servească într-un mod loial și ca să se bucure de prezența lui Dumnezeu de-a lungul veșniciei. Îngerii, de fapt, constituie una dintre temele dominante ale cărții Apocalipsei. Cartea se deschide cu Domnul Iisus, care îl trimite pe îngerul său la Ioan ca să-i descopere adevărurile din Apocalipsa. Îngerii au transmis mesajul lui Dumnezeu în fiecare epocă a istoriei omenirii. În Apocalipsa 2 și 3, îngerii sunt mesagerii lui Dumnezeu către cele 7 biserici. În Apocalipsa capitolul 7, 4 îngeri stau între cele 4 puncte cardinale ale pământului și rețin vânturile distrugerii finale ca să nu devasteze pământul înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. În Apocalipsa 10, ni se înfățișează un înger puternic proclamând cu o voce răsunătoare un avertisment către toți locuitorii pământului. În Apocalipsa 14 ne sunt prezentați 3 îngeri. Ei poartă cu repeziciune mesajul urgent al lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului către orice neam, către orice seminție, orice limbă și orice norod, ca să le pregătească pentru revenirea lui Iisus Hristos. Un înger varsă 7 potire, așa cum vedem în Apocalipsa capitolul 16. Și un înger puternic poartă mesajul final al lui Dumnezeu, așa cum îl descoperim în Apocalipsa 18. Îngerii sunt personaje importante în cartea Apocalipsei. Ei sunt ființe cerești cu o misiune de la Dumnezeu. Deși invizibil pentru ochii noștri, ei sunt cât se poate de reali. Apocalipsa descoperă lupta între bine și rău, între Hristos și Satana. Îngerii buni există, dar tot așa există și îngerii cei răi. Cartea Apocalipsei ne spune că un război a izbucnit în ceruri. O luptă s-a declanșat în paradis. Oștirile îngerilor au ales de partea cui vor fi în această confruntare dramatică. Istoria este prezentată în simboluri izbitoare în Apocalipsa, capitolul 12. Astfel citim în capitolul 12 cu 7 la 9. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, este acela care înșeală întreaga lume. Astfel el a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Război în cer?
Îngeri angajați în luptă, Hristos și Satana se războiesc în ceruri. Cum poate să se întâmple așa ceva? Aceasta ridică alte întrebări tulburătoare. De ce a fost război în ceruri? De unde vine acest balaur? Din fericire, Biblia ne oferă anumite chei. Aș vrea să repetăm regula pe care să o urmăm în fiecare din seriile următoare. Este aceeași ca de la început. Cred tot ce găsesc în Biblie. Ce contrazice Biblia, nu-mi trebuie. De fapt, vom fi în stare să recompunem un fel de preistorie a celui care a devenit Satana. Nu veți putea niciodată să înțelegeți pe deplin durerea și suferința din lumea noastră dacă nu vom putea înțelege ce s-a petrecut în spatele scenei în ceruri. Cartea profetului Ezechiel din Biblie ne dă ocazie să privim chiar în inima lui Lucifer. Ea ne descoperă ce gândea el, ce se petrecea în mintea lui. Să citim aceasta împreună. Ezechiel, capitolul 28, cu versetul 12. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de frumusețe și desăvârșit în înțelepciune. Acest înger avea un loc deosebit, aproape de tronul lui Dumnezeu. El era la cea mai înaltă desăvârșire și plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Ezechiel 28 cu 14 la 15. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Dumnezeu nu a creat un demon. El nu l-a creat pe diavolul. Potrivit Bibliei, El a creat o ființă îngerească perfectă. Imaginea lui Lucifer mergând în mijlocul pietrelor din care ieșeau scântei sugerează pe cineva care își ducea existența în mijlocul gloriei lui Dumnezeu, aproape de strălucirea celui sfânt. Dar ceva s-a întâmplat cu acest înger minunat. Ezechiel 28 cu 17. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Acest înger, prieteni, a ajuns obsedat de propria splendoare, fascinat de propria frumusețe, iar mândria l-a condus la păcat. Cum s-a putut petrece așa ceva într-un univers perfect? Veți spune întrebarea. Există o singură posibilitate. Iubirea nu poate niciodată să fie obținută prin forță sau constrângere. Ea trebuie să izvorască din inimă în mod voluntar. Și dacă iei cuiva posibilitatea să iubească, îi iei și posibilitatea să fie cu adevărat fericit. Deoarece Dumnezeu a dorit fericirea perfectă a tuturor creaturilor sale, El le-a dat puterea de a alege. El a dorit ca toată această creație să-L iubească și astfel să aleagă să o facă. Dumnezeu i-a dat lui Lucifer puterea să aleagă. El avea libertatea și dreptul să aleagă să-L iubească pe Dumnezeu. Aceasta a însemnat că el a avut totodată capacitatea, așa cum o avem și noi, să alegem să iubim sau să nu iubim. Dumnezeu nu a dorit să aibă roboți sau marionete. Dumnezeu a dorit ființe reale, inteligente, care să poată să iubească și să guste bucuria. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla fără puterea de alegere. Profetul Isaia ne arată, de altfel, felul în care însuși Lucifer a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și să se schimbe dintr-un înger de lumină într-un înger căzut. Isaia, capitolul 14, versetele 12 la 14. Citim, cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei. Mă voi sui sus pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt.
Ați observat că toate aceste gânduri ale lui Lucifer se învârtesc în jurul propriei persoane? Lucifer a dorit o poziție mai înaltă, un tron cu mai multă glorie, domnie și stăpânire. Așa a început totul. Așa și-a început acest înger tragica sa cădere, o cădere în care avea să atragă după sine pe foarte mulți alți îngeri. Prin contrast, Biblia spune în 1 epistola lui Ioan, capitolul 4, versetul 8, Dumnezeu este dragoste. Iubirea este temelia guvernării lui Dumnezeu, nici de cum forța. Niciodată nu vei reuși să forțezi pe cineva să iubească. Lucifer era înconjurat de iubire, dar el a ales să o refuze. Îndepărtându-se tot mai mult de Dumnezeu, Lucifer a ajuns să-l vadă pe Dumnezeu ca pe un rival. Mintea lui stricată a început să-l înfățișeze pe Dumnezeu ca pe un dușman. Iată ce descrie Biblia. Ezechiel, capitolul 28:6. Îți dai ifose ca și când tu ai fi Dumnezeu. Lucifer a început să gândească așa. De ce trebuie ca Dumnezeu să aibă toată puterea și toată autoritatea? El și-a închipuit că el este un Dumnezeu la fel de capabil ca Dumnezeu să conducă. Să încercăm să ne imaginăm tulburarea care s-a produs în ceruri. Imaginați-vă un loc în care nu există invidie, bârfă și răutate. De fapt, nu a existat niciodată. Nimănui nu i-a trecut prin minte să pună sub semnul îndoielii înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu. Deodată acest strălucit Lucifer, acest heruvim atât de aproape de tronul lui Dumnezeu, începe să vină cu observații subtile. El nu îl contestă direct pe Dumnezeu, ci doar pune în discuție felul lui de a rezolva lucrurile. El lasă să se înțeleagă că poate exista alternativă, un mod mai bun de a conduce universul, precaut și viclean. El răspândește această minciună printre îngeri, pretinzând că Dumnezeu a fost necinstit și nedrept în modul său de a guverna. Cum avea să răspundă Dumnezeu provocării lui Lucifer? Mulți și-ar dori ca Dumnezeu să-l fi distrus pur și simplu pe Lucifer. Ei argumentează astfel. De vreme ce aceasta a fost originea răului, de vreme ce Lucifer a fost cel din tâi care să se rupă de iubirea lui Dumnezeu, nu era mai bine ca răul să fi fost stârpit din floare? De ce să nu elimine el răul înainte să se răspândească în alte planete? De ce nu l-a executat Dumnezeu pe Lucifer imediat? Da, este o întrebare foarte bună. Gândiți-vă puțin. Gândiți-vă la ce ar fi spus asta tuturor îngerilor care urmărea desfășurarea conflictului. Dacă cineva ar răspândi minciuni despre regele sau despre președintele unei țări, iar apoi mincinosul ar fi executat, ar dovedi așa că minciunile lui erau minciuni? Sau oamenii s-ar întreba pentru totdeauna dacă nu cumva minciunile fuseseră totuși adevăruri? Reputația și credibilitatea lui Dumnezeu era un joc atunci când Satan a lansat provocarea sa atât de îndrăzneață. Ființele create s-au întrebat, este Dumnezeu cu adevărat corect? Este calea sa cu adevărat cea mai bună? Anihilarea opoziției nu ar fi răspuns la această provocare. În schimb, Dumnezeu a ales o cale mai înțeleaptă. El avea să permită ca păcatul să existe în univers pentru un anumit timp. Acest lucru avea să demonstreze pe deplin că rebeliunea împotriva lui Dumnezeu nu aduce fericire, ci dezastru. Locuitorii universului, inclusiv fiecare dintre noi, tu și cu mine, aveau să se convingă singuri. Trebuia să știm, dincolo de orice umbră de îndoială, că Dumnezeu este iubire, iar calea sa este cea mai bună. Aceasta este singura cale ca Dumnezeu să rezolve problema răului odată și pentru totdeauna. Iubirea depinde de libera alegere.
Dar noi nu vom alege să iubim pe cineva dacă nu avem mai întâi încredere în acea persoană. Dumnezeu dorește ca noi să ne încredem în El, să vedem că ascultarea de El aduce bucurie, fericire și siguranță pentru univers, așa încât nimeni să nu mai aleagă vreodată răul. Așa că fiecare întrebări trebuie să îi se ofere un răspuns. Dar Lucifer nu putea să rămână în ceruri. Apocalipsa 12:9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Bine, vom întreba noi, cum a ajuns planeta Pământ să fie implicată în acest conflict cosmic? Și am putea să punem întrebarea, de ce tocmai planeta Pământ? Satana a fost aruncat pe pământ pentru că Dumnezeu a vrut să se descotorosească cumva de el sau cumva primii locuitori ai pământului i-au deschis ușa. Prima carte a Bibliei, Geneza, ne spune că totul a fost bun atunci când Dumnezeu a creat pământul. Acest lucru era adevărat și despre primele ființe omenești. Și ele erau perfecte, ființe morale, capabile să iubească. Li se dăduse și libertatea de alegere. Dumnezeu le-a dat această posibilitate prin faptul că a creat doi pomi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Atunci când alegeau să mănânce din pomul vieții, ei își arătau loialitatea față de Dumnezeu. Dar Dumnezeu le-a interzis să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Dacă totuși nu aveau să asculte și aveau să mănânce din acel pom, ei aveau să aleagă împotriva lui Dumnezeu, luând astfel partea lui Satana în acest conflict. Când Eva, mergând fără o țintă anume, s-a apropiat de pomul oprit, Satana, deghizat în șarpe, a avut ocazia să-și lanseze minciunile. Dumnezeu spusese că dacă mâncau din pom, aveau să moară, dar Satana le-a spus. Geneza, capitolul 3, 4 și 5. Nu, hotărât, nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. În esență, Satana le spunea, dacă mă urmați pe mine, veți fi mai fericiți. Dumnezeu vă restrânge libertatea. Din nenorocire, Biblia confirmă că Eva și soțul ei, Adam, au acceptat această minciună. Astăzi putem să vedem peste tot în jurul nostru rezultatele acestei alegeri. Calea lui Satana nu seamănă câtuși de puțin cu ceea ce a pretins șarpele în Eden. Trăim pe o planetă în rebeliune, o planetă plină de degradare și de moarte. După ce Adam și Eva au mâncat din pomul oprit, au fost umpluți de vinovăție și neliniște. Când Dumnezeu a venit să-i caute în grădină, ei s-au ascuns de fața lui și de atunci tot fugim și ne ascundem. Păcatul produce înstrăinare între noi și Dumnezeu. El produce conflict și înstrăinare între oameni. Semințele primului război au fost sădite în inima primilor noștri părinți atunci când ei au păcătuit. Motivul pentru care există violență în familie și atât de multă dușmănie în această lume este că păcatul a infectat inima omenească. Atunci când ființele omenești se înstrăinează de Dumnezeu, ele ajung să se înstrăineze și de oamenii din jur. Păcatul produce astfel neliniște, frică, suferință, moarte. Păcatul, acceptarea modului de guvernare a lui Satana, a produs toată boala, toată durerea și moartea din jurul nostru, prieteni. Cine poartă această răspundere? Domnul Iisus ne-a prezentat o parabolă despre un om bun care a semănat sămânță bună în câmpul său. Dar ceva mai târziu, lucrătorii au mers și au găsit niște buruieni teribile care creșteau printre plantele bune. Când ei l-au întrebat pe omul cel bun ce s-a întâmplat, în Matei 13:28 găsim răspunsul. El le-a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta.
Când suntem contrariați și întrebăm de ce există atâtea buruieni tragice precum boala, moartea, cruzimea și distrugerea, noi găsim răspunsul în aceste cuvinte. Nu Dumnezeu este răspunzător. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Dumnezeu a pus sămânță bună. El nu a semănat boală, suferință și moarte. Un vrăjmaș al lui Dumnezeu și al omului a venit cu amăgiri și cu minciuni, semănând semințele distrugerii în această lume bună pe care a creat-o Dumnezeu de la început. Biblia îl identifică întotdeauna pe acest vrăjmaș ca fiind Satana, dușmanul, acuzatorul, pârâșul și diavolul. El este cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a declanșat toată această problemă care se numește păcat. În Biblie, diavolul nu este un personaj de poveste care își fâlfâie aripile și ține o furcă în mână. El este o ființă reală care produce tragedii foarte reale, un înșelător redutabil. Lucifer a înșelat a treia parte dintre îngeri și a fost aruncat din ceruri împreună cu ei. Ei au bătut la ușa planetei Pământ. Dumnezeu a vrut ca această ușă să rămână închisă pentru totdeauna. Dar când Satan a bătut, iată că s-a găsit cineva să răspundă. Eva a răspuns. Și nu numai că a răspuns, ea a deschis ușa. Satan a spus Evei, Dumnezeu este necinstit. Dumnezeu vă restrânge libertatea. Veți fi mai fericiți dacă ascultați de mine și mâncați din fruct. Ea a deschis acea ușă și Adam a dat curs inițiativei ei. Ca rezultat, boala și suferința, jalea și moartea au intrat în lumea noastră. Acest pământ a ajuns sub focul încrucișat pentru că înșelătorul i-a ademenit pe primii noștri părinți la revoltă. Aceasta a devenit astfel o planetă răzvrătită. Dar veți spune, de ce nu face Dumnezeu ceva? Chiar acolo în grădina Eden, Dumnezeu a făcut cea mai generoasă promisiune din toată Scriptura pentru omenirea rebelă. Dumnezeu a promis că El va reface tot ceea ce a fost pierdut prin păcat. Geneza capitolul 3 cu 15 scrie, dușmănie voi pune între tine și între tine, femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțăpa călcâiul. Sămânța nu era nimeni altul decât Hristos, Mesia care avea să vină. Chiar acolo, în Eden, Mesia a promis că va veni. El avea să-l lovească pe Satana de moarte. El avea să zdrobească capul lui Satana, dar și el avea să fie rănit la călcâi. Chiar în timp ce avea să-i dea lui Satana lovitura fatală, Iisus avea să fie el însuși lovit în mod tragic pe cruce. Totuși, rana nu avea să-l nimicească pe Mântuitorul. El avea să învieze triumfător, ca răscumpărător al nostru, Mântuitor, Domn și Rege care vine. Aceasta este vestea bună, prieteni. Cum avea să răspundă Dumnezeu la provocarea lui Satana? Cum avea iubirea să strălucească în contrast cu egoismul? Domnul Hristos avea să vină. Avea să fie atârnat pe o cruce, piroane aveau să fie bătute în palmele sale, apoi agățat între cer și pământ, avea să demonstreze întregul univers că Dumnezeu ține la noi, că Dumnezeu ne iubește. În moartea Domnului Hristos avem să vedem cum stăpânirea și puterile iadului au fost aruncate la pământ. Jertfa de pe cruce, prietenii mei, descoperă imensitatea iubirii lui Dumnezeu. Domnul nostru strigă, potrivit celor scrise în Ieremia, capitolul 31 cu 3, te iubesc cu o iubire veșnică. Dumnezeu avea să vină la o lume rebelă. El avea să se nască precum un prunc în pântecele Mariei. El avea să întâmpine frontal provocarea lui Satana. Dacă ne iubește, veți pune întrebarea, de ce nu face Dumnezeu ceva? Dragii mei, El a făcut. Adam și Eva au păcătuit. Ei s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Noi înșine păcătuim astăzi. Dumnezeu nu a distrus această lume.
El nu a zvârlit lumea aceasta în abisul cosmic. Cerul a răspuns la provocarea lui Satana cu iubire. Cerul a dovedit că iubirea are un plan. Biblia spune în Efeseni capitolul 3:9 și să descoper tuturor care este economia tainei celei din veci ascunse în Dumnezeu, ziditorul a toate prin Iisus Hristos. Lucifer a contestat guvernarea lui Dumnezeu în ceruri. El l-a acuzat pe Dumnezeu că nu este corect. Taina veacurilor este că Dumnezeu ne iubește, prieteni. Taina este că iubirea lui Dumnezeu nu se va da înapoi de la nimic pentru a ne salva. Nu există vale atât de adâncă, nu există groapă atât de întunecată încât Dumnezeu să nu ajungă la tine și la mine, prietene. Nu există niciun loc în care să te rătăcești încât iubirea lui Dumnezeu să nu poată ajunge la tine. Nu există niciun loc în care să fugi atât de departe încât iubirea lui să nu te caute și să nu te găsească. Satana este mincinosul. El îți spune, Dumnezeu nu te iubește. El te face să te simți fără valoare în ochii lui. Dar Domnul Hristos spune, privește totuși la palmele mele. Satana spune că Dumnezeu nu te iubește, dar Iisus strigă, privește totuși la coroana de spini de pe capul meu. Satana spune că Hristos nu te iubește, dar Iisus răspunde, am mers până la capăt, până la cruce și la mormânt pentru tine. Am luat asupra mea pedeapsa păcatului tău. El și-a plecat capul și a murit în acea vineri întunecată de mult, dragii mei. El a spus, s-a sfârșit. Ziua următoare, în sabat, în liniștea mormântului, Iisus Hristos s-a odihnit în mormânt. Dar după încă o zi, în prima zi a săptămânii, duminica dis de dimineață, aleluia, aleluia, un înger coboară și piatra mormântului este rostogolită, iar Hristos iese viu, a înviat, a înviat și s-a înălțat la ceruri, prietenii mei. Și vestea cea bună este că El este viu și astăzi. Dumnezeu a făcut ceva, El a făcut totul, El a făcut ceva cu privire la problema răului, El a oferit un mântuitor pentru cei care au fost ademeniți în robia lui Satana, El l-a trimis pe Iisus să sufere și să moară. De ce nu face Dumnezeu mai mult astăzi? El a făcut, prietenii mei. El a intrat în cuibul de șerpi al acestei lumi cu tot răul ei și a purtat bătălia decisivă din istoria omenirii. O luptă pe viață și pe moarte ca să-l învingă pe Satana pentru tine și pentru mine. Satana este un dușman înfrânt, prietenii mei. Hristos a triumfat asupra lui pe cruce. Acolo, pe cruce, Iisus a descoperit iubirea eternă a lui Dumnezeu pentru ca tot universul să o vadă. Acolo Iisus a plătit prețul de răscumpărare pentru păcatele întregii omeniri, pentru păcatele tale și pentru ale mele. Și aceasta nu este totul. Ascultați, vă rog, mai departe, Evrei capitolul 4, 15 și 16. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Dragii mei prieteni, vă invit să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. De ce nu face Dumnezeu ceva? El a făcut și El încă face. El este Domnul nostru. El este marele nostru preot în ceruri. El prezintă meritele propriului său sacrificiu în favoarea noastră, prietenii mei. Chiar acum harul său este la dispoziția noastră, oricare ar fi situația noastră. Dar mai este ceva. Dumnezeu a făcut ceva. El face ceva. Și cartea Apocalipsei ne spune, Dumnezeu va mai face încă ceva. Într-o zi, păcatul și nelegiuirea vor ajunge la capăt. Dumnezeu îl va distruge pe Satana pentru totdeauna. Satana nu ne va ispiti de-a lungul veșniciei. El nu va face ce vrea pentru totdeauna.
promisiunea din grădină se va împlini. Domnul Hristos urmează încă să desăvârșească distrugerea definitivă a lui Satana și a oricărui rău. Iată descrierea din cartea Apocalipsei. Apocalipsa 20:10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. În Ezechiel 28 citim: Eu voi scoate din mijlocul tău un foc care te va mistui. Te voi preface în cenușă pe pământ. Vei ajunge o groază și în veci nu vei mai fi. Da, prieteni, într-o zi Satana va fi mistuit de foc. El se va face cenușă. El va dispărea pentru totdeauna. Într-o zi universul va fi curat. Iisus și poporul său vor domni în triumf. Biblia, cartea ce veche, cartea care a supraviețuit probei timpului, ne spune că vine o vreme în care vor rămâne numai pacea și iubirea. Păcatul, întristarea, suferința și jalea nu vor mai fi. Dumnezeu este iubire. Calea sa este cea mai bună, prieteni. Într-o zi această cale va birui. Ați dori să aflați mai mult despre ceea ce vorbește Biblia cu privire la iubirea lui Dumnezeu și planul său? În această serie de studii vom continua să examinăm marile elemente ale acestui război care a produs atât de multă durere și de pierdere. Biblia ne spune foarte mult cu privire la acest lucru. Vom afla de ce Satana are o ură așa de mare față de Dumnezeu și față de poporul său. Vom afla mai mult despre modul în care a fost aplicat planul pentru salvarea oamenilor. Cum putem să avem asigurarea că oferta sa pentru viața veșnică este reală și că poate fi a noastră? Vom studia mai mult despre slujirea Domnului Hristos în ceruri, chiar acum ca marele nostru preot. Vom studia ce ne-a descoperit Hristos cu privire la felul în care El va veni pentru a doua oară pe pământ și ce se va întâmpla atunci. Mai mult, vom vedea care sunt problemele legate de semnul fiarei și de marea prostituată a Babilonului. Vom afla de asemenea mai mult despre căminul glorios a celor mântuiți. Știați că Biblia ne spune că Dumnezeu își va muta capitala universului pe această planetă? Aceasta este o veste extraordinară. Vom afla când urmează să se întâmple asta și cum va fi atunci. De aceea nu pierdeți nicio ocazie. Veți descoperi în acest studiu o imagine minunată a lui Dumnezeu, în așa mare contrast cu sistemul înșelător, dezguzdător, produs de diavol. Satana s-a răzvrătit în ceruri și el folosește și acum aceleași tactici. El ne conduce să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu într-un domeniu sau altul al vieții noastre. Singura noastră garanție este să predăm viața noastră lui Iisus cel viu complet și pe deplin. Niciodată nu este prea târziu sau prea devreme ca să alegem calea lui Dumnezeu. Chiar acum putem să ne decidem să luăm partea lui Hristos în această mare luptă. Nu putem să încheiem acest studiu fără să vă oferim ocazia unui angajament special față de Dumnezeu. În măsura în care înțelegeți dragostea Lui și înțelepciunea cu care El a tratat chestiunea rebeliunii din univers, puteți să alegeți să fiți de partea lui Dumnezeu în acest mare conflict. De aceea, vă rog să vă uniți chiar acum împreună cu mine într-o scurtă rugăciune față de acela care a murit față de noi. Dacă există vreo situație în viața voastră, aveți posibilitatea ca să vă exprimați chiar dorința să ne rugăm în mod concret pentru voi. Și vă rog să spuneți acolo un mesaj că doriți o rugăciune specială, puneți-vă numele și cu mare drag o vom face. Acum vom pleca capul pentru rugăciune. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, suntem copleșiți de dragostea ta minunată, de harul tău mântuitor și mai mult decât orice, suntem uimiți de modul în care tu ne-ai descoperit felul în care tu ai rezolvat și continui să rezolvi problema păcatului din viața noastră.
Privim cu încredere la Tine. Privim cu încredere la jertfa Mântuitorului și dorim ca prin sângele vărsat pe cruce și viața noastră să fie spălată de păcat. Binecuvântă pe toți cei care au privit această temă. Doamne, răspunde la nevoile tuturor. Rezolvă problemele pe care oamenii le au. Și ajută-i în tot demersul lor să Te caute și să Te găsească. Iar atunci când Te-au găsit, dă-le putere să facă acest jurământ de credință față de Tine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie revărsat peste noi toți în numele Aceluia care a murit pentru noi. Amin. Prietenii mei, vă aștept cu mare drag la prezentarea următoare. Nu pierdeți această ocazie. De-abia de acum încolo urmează cele mai uimitoare profeții și mai ales să descoperim împreună împlinirea lor în timpul prezent. Vă rog să împărtășiți tot ceea ce ați auzit cu prietenii voștri. Puteți să dați share pe Facebook sau să vă anunțați un prieten, pentru că sunt convins că aceste lucruri sunt necesare pentru toți românii, pentru toți oamenii de pe fața pământului. Vă aștept cu drag data viitoare. La bună vedere, Domnul să fie cu voi!